De oameni buni, mă numesc George și astăzi o să facem o cutie în Fusion 360. Am zis să fac asta în limba română pentru că am văzut că pe YouTube încă nu avem tutoriale în limba română. Așa că să-i dăm drumul la treabă. O să facem o cutie pentru că e ușor și pentru că până la urmă totul pornește de la o cutie. Că faci o căruță, că faci un BMW, că faci un cadou iubitei. O să ajungem să facem ceva de genul acesta. Bun, presupunând că aveți instalat Fusion-ul, nu o să stau acum să trec prin toate funcțiile, pentru că oricum sunt mult prea multe și nu reține nimic, așa că o să luăm pas cu pas și învățăm pe parcurs. Deci o să facem un design nou. Foarte important, primul lucru, trebuie salvat. El nu vine salvat. Și îi spunem cutie. Ok. Totul în Fusion pornește de la schițe 2D. Da? Deci trebuie să ne gândim cum vedem noi cutia dintr-o anumită perspectivă. Aici, sus, în dreapta, avem acest cub pe care putem să-l învârtim și să vedem din ce unghi privim noi proiectul nostru. Vedeți cum se mișcă și masa sau pământul. Același lucru putem să-l facem dacă apăsăm Shift și cu butonul din mijloc. Astea sunt elemente de bază. Și încă unul, doar cu butonul din mijloc putem să plimbăm fundamentul nostru. Ok. Ei, după cum spuneam, totul pornește de la schițe 2D, dar trebuie să ne gândim un pic și în perspectivă. Dacă facem o cutie, da, sau orice altceva, vom avea niște componente sau poate doar un component. E bine să lucrăm organizat. Deși putem să lucrăm direct aici, putem să facem mai bine acest new component, da, o componentă nouă și o denumim corp cutie. În momentul ăsta, în partea stângă, sub assembly-ul principal cutie, avem o componentă nouă, corp cutie, care este activată. Da? Aici, în dreptul fiecărei componente sau assembly, putem să activăm. Este locul în care lucrăm în momentul de față. Și acum o să lucrăm la corpul cutiei. Acum, în momentul de față, putem să facem o nouă schiță. Și evident că lucrăm în 3D și omul ne întreabă unde vrei să faci schița. Nefiind nimica, trebuie să facem pe unul din cele trei planuri din origine. De data asta am zis să ne uităm de sus la cutia noastră și putem să începem să construim fundamentul. Da? În cazul ăsta o să fie un dreptunghi. Așa că alegem dreptunghiul de aici. Aici avem mai multe tipuri de dreptunghi. O să vedeți că fiecare schiță de, sau fiecare formă disponibilă se poate aranja pornind de la mai multe principii. Da? Asta este two point rectangle, adică putem să facem un dreptunghi între două puncte. Evident că ne apare dreptunghiul, dar în momentul de față este albastru, ceea ce înseamnă că este nedefinit. Și asta poate să ridice niște probleme pe viitor. Adică dacă noi lucrăm 5 zile sau 5 ani la o cutie și ne dăm seama că nu încapem dulap sau clientul vrea alte dimensiuni, nu o să ne apucăm să modificăm toate dimensiunile alea manual pentru că ar fi o nebunie și vom modifica doar dimensiunile de bază și restul se vor modifica relativ. Dar o să vedem pe parcurs. De exemplu, acum dacă alegem Sketch Dimension sau apăsăm tasta D, putem să definim aceste laturi, da? Și aici o să-i punem, hai să-i punem 100 și aici putem să-i punem 50 de milimetri. Vedem că asta e jumătate și aici am putea chiar să facem o referire la prima dimensiune. Dacă am selectat-o și alegem prima dimensiune, ne va apărea D1 și putem să punem D1 pe 2. În momentul de față, orice am alege noi la
dimensiunea 1, că nu vrem 100 de milimetri, avem 200 de milimetri, dimensiunea a doua se va modifica relativ cu prima. Bun. Avem dreptunghiul nostru, dar dreptunghiul nostru se poate plimba pe aici, ceea ce nu e prea bine. Trebuie să-l fixăm. Și de multe ori, la început, o să fixăm lucrurile de această origine. Dar tot trebuie să gândim lucrul ăsta relativ față de părți ale schiței. Cum găsim noi centru? Păi aici sunt foarte multe variante. Orice vă propun, cu siguranță va mai avea și alte soluții. Dar în prima fază, haideți să facem o linie, facem o diagonală. Și când construiesc ceva, când construiesc o schiță, am această opțiune de construction. În momentul ăsta, linia noastră, de aici, va fi o linie punctată, da? Ceea ce înseamnă că nu se va regăsi în proiectul nostru final. E doar o linie, să zic, de lucru, de referință, față de care ne vom orienta diverse alte obiecte sau forme pe schița noastră. Voi apăsa acest bif ca să facem linia și în momentul de față avem o linie care stă pe aici, pe la întâmplare. Noi am vrea să fie o diagonală, pentru că știm sigur că centrul acestei diagonale putem să-l suprapunem cu cu originea noastră. E ca să fim siguri că linia asta stă unde trebuie, putem să folosim constrângeri. Constrângerile sunt o chestie esențială în Fusion și putem să ne uităm la câteva exemple. De exemplu, putem să hai să deselectez. Era selectat punctul ăla, am deselectat punctul. Și vrem să folosim constrângerea de paralel, da? Și acum, eu dacă aleg linia și această latură, vom vedea că linia automat a devenit paralelă cu latura respectivă. O să dau Ctrl Z, că în cazul nostru nu vrem așa ceva. Și evident că toate celelalte sunt cât de cât intuitive, perpendicular, da? Să vedem ce se întâmplă. Mi-am făcut linia perpendiculară pe această latură a dreptunghiului. Dar noi, în cazul de față, suntem interesați să folosim acest coincident. Dacă ținem mouse-ul deasupra, vom vedea explicația acestei constrângeri. Da, constrânge poziția două puncte sau unui punct și o linie și o curbă, toate la un loc. Hai să folosim punctul ăsta și cu punctul ăsta. Și acum ele au devenit coincident. Punctul ăsta și cu punctul ăsta. Ah. Mai folosim o dată. Ce faci, frate? Nu vreau. Atunci folosim. Așa. Hai să vedem de ce a funcționat acum. Nu-mi dau seama. Încă o dată. Alegem coincident. Ah, probabil că nu era ales. Da, nu era ales. Mă scuzați. Ok. Și acum am constrâns linia asta de construcție să fie prinsă în capetele dreptunghiului. Și acum ultima constrângere. Uitați, în continuare, dacă trag de dreptunghi, pot să-l prind peste tot. Vom dori ca această linie, mijlocul acestei linii, să coincidă cu această origine. Și atunci putem să încercăm cu midpoint. Nu știu sigur, dar era selectată altă linie. Încă o dată. Pac. Bun. Și acum dreptunghiul nostru este definit în totalitate și a devenit negru. Ok? Odată definit dreptunghiul, putem să începem să-i dăm volum. Putem să-i dăm volum direct de aici, din schiță, dar pentru moment o să-i dăm Finish Sketch,
O să terminăm cu această schiță și o să vedeți că am revenit la meniul principal și în zona de solid. Acum eu dacă mă plimb un pic prin perspectiva asta, vom vedea schița noastră pe planul nostru. Și ca să-i dăm volum, vom merge la Create, Extrude. Asta e unul din instrumentele de bază din Fusion 360. Mergem pe Extrude și ne-a ales automat schița asta. Evident, trebuie să deselectăm și să alegem altă schiță, vom vedea mai departe. Dar o să alegem schița asta. Și acum, după cum vedeți, putem să tragem în sus sau în jos sau să-i dăm o anumită dimensiune. Hai să-i spunem 70 mm. Și avem cutia noastră, care nu este altceva decât un paralelepiped plin cu ce-o fi el. Ok. Bun. Trebuie să săpăm în el, dacă tot am pornit așa. Dacă am făcut unul plin, trebuie clar să săpăm în el. Și asta înseamnă că va trebui să facem altă schiță. În momentul de față, când îi dăm Create Sketch, evident că putem să alegem unul din cele trei planuri inițiale sau putem să alegem un plan determinat de geometria noastră nouă, adică să alegem o față acestui obiect. Așa că o să alegem fața de sus. Și acum schița noastră se va întâmpla sus. Bun. O să-i dau finish sketch. Sunt mult mai multe moduri în a găsi planul ideal. Se poate construi un plan, de exemplu, un plan offset, adică putem porni de la planul ăsta și să construim undeva aici mai sus. Sau putem să facem un plan pe un unghi. Uite aici, facem la 45 de grade. Și orice schiță vom lucra se va întâmpla în acest plan galben. Dar deocamdată vom face schița direct pe fața de sus. Apropo, dacă intrăm aici în obiect, la Sketches, aici vom regăsi și schițele noastre. Putem să le O să ies din nou din schiță. Putem să le vedem. Vedeți, asta este prima. Și astea sunt ultimele două care oricum sunt goale, deci le putem șterge. O ștergem și pe asta. Și ne-a rămas schița principală. Acum, dacă facem o nouă schiță pe fața de sus, va apărea aici Sketch 4. E bine să le denumim, că de obicei o să avem corpuri foarte complexe, da? Și asta putem să-i spunem bază cutie și asta să o numim decupaj. Ok. Ce vrem noi să facem acum? Vrem să decupăm, dar să lăsăm o margine care să reprezinte pereții cutiei. Și că ne va trebui tot un dreptunghi. Putem să facem dreptunghiul ăsta undeva aici și să începem să-l constrângem. Adică el cred că deja e paralel, dar putem să ne asigurăm că laturile astea sunt paralele. Asta și cu asta sunt paralele, dar ne dă eroare și spune că geometria este supraconstrânsă pentru că ele s-au făcut din start paralele. Putem să facem să definim distanțe. Uitați, am apăsat D, am ales latura asta și acum alegem cealaltă latură. Să spunem aici câți milimetri vrem să lăsăm între pereți, da? Hai să spunem 5. Și facem același lucru aici. 5. Sau putem să spunem chiar de 5.
Asta este o variantă foarte practică în multe cazuri. O altă variantă pe care o vom încerca chiar acum este să folosim offset-ul. Offset-ul creează o geometrie similară. Pardon, offset, am apăsat O și avem acest offset sau îl găsim aici sus. Ne va crea o geometrie similară. Nu știu cum să traduc offset. Cumva scalată, dar nu chiar. Ideea următoare, uite ce se întâmplă. Micșorează cumva proporțional sau mărește proporțional acea geometrie selectată. Și noi o să facem offset-ul pe întreg dreptunghiul și vom alege câți milimetri? 5. Dar vrem minus 5 ca să fie în interior. Ok. Și acum putem să dăm finish sketch și vom vedea că avem a doua schiță pe partea de sus a dreptunghiului. Cea de jos nu ne mai interesează deocamdată și o vom închide. Alegem din nou extrude și în momentul de față putem să vedem mai clar care sunt planurile cu care putem, din care putem să facem extrude-ul. De exemplu, cel interior de aici. O să arate ceva de genul ăsta, dar nu e ce ne trebuie. Putem să facem extrude și cu, doar cu marginea asta. Asta putem să facem la început, să dăm interiorul direct. Dar în cazul de față vom folosi această față interioară și nu vom merge în sus, vom merge în jos. Când mergem în jos, Fusion automat decupează din corpul principal, pentru că își dă seama că se suprapun lucrurile. Dar nu e obligatoriu, putem să folosim Join sau Intersect. Evident că dacă dăm Join, nu are ce să reunească, că nu știu, sunt suprapuse. Așa că vom da Cut. Dar ideea e cât de mult mergem în jos, că nu mai știu ce înălțime aveam. Am vrea să avem tot 5 mm de la baza din jos. Și ne putem să introducem manual dimensiunea asta sau putem să-i dăm o altă constrângere și să-i spunem să meargă, să decupeze acolo până când întâlnește un obiect. Și obiectul pe care îl întâlnește este fața de jos. Ok? Evident că încă nu-i bine pentru că acum a tăiat chiar până jos, dar putem să băgăm acest offset de 5 mm sau minus 5 mm. Și ok. Iată că avem cutia noastră frumos și avem 5 mm peste tot. Toți pereții au 5 mm. No, bun. Ok, acum putem să facem cutia asta un pic mai, să arate un pic mai finisat. Putem să folosim o parte din instrumentele astea de modificare. Vom folosi filetul, care destul de des utilizat în Fusion din mai multe motive. Uite ce se întâmplă. Dacă alegem o muche și îi dăm o dimensiune, îl va rotunji această muche. Dar putem, evident, să alegem mai multe muchii. Hai să o luăm de la capăt. Puteam și acolo. Ținem Shift. De fapt, nici nu cred că trebuie să ținem Shift. Așa. Și acum putem să le dăm acest fel. Ok. Păi, se pare că avem deja corpul principal al cutiei. Un lucru care n-a fost deloc complicat. Bun, acum vrem să facem capacul. Evident că putem să începem să construim aici și capacul și să avem cumva mai multe corpuri în această componentă, dar mult mai civilizat este să
construim o nouă componentă. În urmă, capacul este altă componentă. Și automat mi s-a activat componenta capac și componenta... Uleu, ce-am făcut? Nicio problemă. Vedeți aici capacul este... Componenta capac este băgată în această componentă cutie. Și nu vrem asta. Ideal ar fi ca acest capac să fie exact. Să fie la nivelul principal, da? Ca să respectăm o ierarhie mai clară. Nu avem un milion de componente aici să le băgăm una într-alta. Ok. Păi, cum facem un capac? Ca la orice lucru avem nevoie de o schiță. Unde vom face această schiță? Pe care plan? După cum ați văzut, putem să alegem deja un plan determinat de obiectele noastre. Și capacul o să pornească chiar de la această suprafață de la, din partea de sus a cutiei. Alegem suprafața și acum schița noastră se va întâmpla aici. Evident că acest capac trebuie să se tragă din geometria cutiei. Așa că vom proiecta pe această schiță ceea ce se vede în spate. Deci ne ducem aici și ne ducem la Project sau apăsăm litera P și vom proiecta. Iată, dacă alegem zona asta, se va proiecta și muchia interioară și muchia exterioară. Cred că asta ar fi cea mai bună situație. Sau putem să luăm laturile pe rând, să le proiectăm. Dar alegem așa. Și imediat veți vedea ce se întâmplă. Geometria proiectată acum apare mov și deja putem lucra cu ea la capac. De exemplu, vrem să ne asigurăm că acest capac se poziționează bine când îl punem deasupra, adică are un fel de lock-in. Și atunci hai să-i dăm să facem un extrusion pe interior. Imediat o să vedeți. Dar nu înainte de a face un mic offset, ca să ne asigurăm că piesele se potrivesc. Să facem un offset pe latura interioară. Cât e de 1 mm, e suficient. Și acum o să facem un extrud direct din această schiță, ca să vedeți altă variantă. Apăsăm E, alegem planul ăsta, profilul ăsta și mergem în jos. Și am mers 5 mm jos, ceea ce e suficient. Ok. Ați văzut că am ieșit din schiță. Dar evident că în realitate acest capac o să cadă, deci trebuie să facem și un plan mai mare la deasupra. Și mai facem un extrusion și vom selecta latura asta, dar și că uite, nu se poate. De ce nu se poate? Ba da, da. Nu se poate. Și asta pentru că schița noastră a devenit invizibilă. De obicei, după ce facem un extrusion, schița devine invizibilă. Și acum am activat-o din nou. Și acum putem să facem extrusion-ul cu siguranță. Alegem marginea asta. Acest mic gap de 1 mm parcă. Și planul ăsta. Și acum putem să mergem în sus. Și să dăm dimensiunea capacului încă 5 mm, de exemplu. Ok. Acum am mai nevoie de schiță. Iată că avem și capacul bine definit. După cum am spus, aici putem să alegem zona activă între cutia. Dacă alegem assembly-ul principal, vom vedea tot obiectul.
Pentru diverse motive putem să mutăm aceste componente. Aici trebuie avut grijă, dar deocamdată nu ne preocupă. Vrem să mutăm componente. Free move, tragem un pic de el în sus, doar așa ca să vedem cum arată lucrurile. Da? Ok, și acum hai să dăm puțin stil cutiei, să creăm o geometrie mai sofisticată pe capac, ca să se poată uita cineva înăuntru, așa ușor, sau ca să pătrundă un pic de lumină. Neapărat să activăm acest capac, pentru că lucrăm pe capac. Ok, facem o nouă schiță. Ne-am zis că s-au mutat niște componente și vom lucra totuși în această poziție. Sau putem să lucrăm în poziția inițială. Poate cel mai bine e să lucrăm în poziția inițială și o să vedeți că au pus capacul la loc. Ok. Așa. Bun, hai să facem acea floare pe care o văzusem inițial, care să apară de mai multe ori. Până la urmă, ca să facem o floare, ce ne trebuie? În principiu, tulpina și petale, sau e clar că ceva se repetă și se repetă circular. Și acum vom folosi din nou elemente doar pentru construcție. De exemplu, vom face acest cerc aici. Hai să-l definim. Îi zicem că are 20. Vedeți, e punctat, deci nu o să apară în geometria finală. Așa, și pe acest cerc putem să facem una din petale. De data aceasta nu va mai fi construction. Noi să-i dăm de 6, 7, 8 mm. Bun. După cum vedeți, lucrurile nu prea sunt definite, ceea ce nu este chiar atât de bine. Așa că va trebui să facem niște definiții. Hai să luăm o dimensiune de la centrul acestui cerc de construcție până la originea noastră. În funcție de cum ținem mouse-ul, vedem și cum va lua distanța. O lăsăm așa, 65. Ce ne mai trebuie ca să definim asta? Eventual, ca să ne dăm seama, uite, încercăm să tragem de el și vedem în ce parte el se mișcă. El se mișcă doar pe axa asta, deci înseamnă că mai trebuie constrâns pe această axă. Și atunci vom lua din nou dimensiunea de la centru până aici, să zicem. Pardon. Așa. Și aici putem să definim 30. Și acum cercul este în negrit. La fel și cerculețul ăsta putem să-l facem coincident, adică să ne asigurăm că acest centru stă pe marginea acestui cerc. Ne dă eroarea pentru că știm că deja el stă acolo. Vedem care este gradul lui de libertate. Ah, ok, el se poate plimba oriunde pe cerc, deci ne mai trebuie o constrângere eventual. Pardon. O dimensiune de aici, tot până aici sau. Uite așa. 73, 73. Bun, acum totul e negru, deci putem să lucrăm mai departe.
Știu că mulți dintre voi o să fiți bandiți și nu o să faceți toate aceste constrângeri, vă înțeleg și am făcut la fel, dar veți suferi. Bun, bun, bun. Acum, hai să facem și o, un soi de petală, ceva. Vom folosi o linie care să plece de la cerculețul ăsta către centru. E definită frumos. Dar vrem să-i dăm un pic de volum, așa că vom folosi, hai să folosim offset de data asta, 1 mm într-o parte și mai folosim o dată offset-ul, să-i dăm 1 mm în cealaltă parte, minus 1. Și mai folosim o linie care să le unească pe toate astea, ca să avem spații închise, să putem să facem extrusion-uri frumos. Bun. Și acum încă nu prea arată floare, dar aveți răbdare. Hai să repetăm această geometrie mică în jurul cercului și vom folosi de aici circular pattern și ne întreabă ce vrem să punem într-un pattern circular. Alegem obiectele. Adică cercul ăsta și pe dumnealor. Pardon. Zicem așa. Alegem cercul pe care în jurul căruia se vor învârti și numărul de învârteli. Hai să zicem că 5 sunt suficiente. Ok. Și iată că avem deja 5 astfel de ciudățenii. Încă nu arată ca floare, dar poate o să arate. Eventual putem să mai punem o floare în acest cadran și doar nu o să muncim ca fraierii, o să putem să oglindim aceste obiecte. Așa că vom folosi o linie de construcție doar. Hai să o facem așa. Evident că și această linie trebuie definită, dar spre bucuria voastră nu o să mai stau să o definesc acum, dar voi trebuie să știți că trebuie definită. Și vom folosi acum această funcție foarte importantă, mirror. Ne întreabă ce obiecte vrem să oglindim. Le vrem pe toate astea de aici. Și ne întreabă față de ce linie le vom oglindi. Și le vom oglindi față de asta. Și acum mai avem o floare super rapid. Pardon, nu știu de ce am tras de treaba asta. Așa. Doar că floarea respectivă e cumva prea aproape de margine. Aș vrea să încercăm să le mutăm un pic. Nu știu dacă reușesc. Nu prea reușesc, astea sunt bine definite, așa înseamnă. Dar nicio problemă, schimbăm un pic definiția, o dăm pe asta mai jos. Punem 35. Și un pic mai aproape de centru, adică vom modifica 10, nu, prea mult. 60. Hai, ce faci? Gândești? Da, mă scuzați, nu pe asta vrem să o modificăm, vrem să o modificăm pe asta. Aici o să punem 60. Hai să vedem dacă vrea. Ce, nici pe asta nu vrea să o modifice. Da, și bănuiesc că ne-am constrâns prost cercul ăsta față de origine. Mai bine îl poziționăm față de centrul acestui cerc și atunci oricând mutăm cercul ăsta, se muta și el la un loc. Așa că hai să încercăm următorul lucru. Ștergem această dimensiune.
Schița noastră a devenit albastră. Dar vom încerca să constrângem un soi de rază de aici, aici. Și asta va rămâne fixă. Sau nu. Sau nu. Da, corect. El e deja acolo. Hai să-l constrângem față de centru, dar nu așa, ci așa. No. Ok. Și acum ar trebui să pot să modific această dimensiune. 60. Da, ok. Un pic de geometrie matematică constrânge. Deci toată chestia era că aveam două constrângeri și nu puteam să fac una fără să o modific pe cealaltă. Adică nu puteam să mut toate cercurile astea pe orizontală, pentru că odată era constrâns cercul principal pe orizontală și odată era constrâns și cercul mic tot pe orizontală. Și atunci am constrâns cercul mic pe verticală. Ok. Știu că mă înjurați. Îmi pare rău. Asta e. După cum vedeți aici, cercurile sunt albastre, nu sunt constrânse pentru că această linie nu e constrânsă. Dar o să le lăsăm așa de data asta. Hai să facem totuși rapid și niște tulpine pe aici. Să folosim Fit Point Spline. Spre ce de aici din centru. Până la luna asta. Ok. Facem niște offset. Nu, înainte de offset, hai să nu o fie asta construction. Nu vrem să fie punctată. Ei, deselectăm așa. Acum facem offset-ul. Putem să-l facem la fel, un milimetru într-o parte. Doar așa. Și încă o dată offset cu minus un milimetru. Dezactivăm construction. Dăm OK. Și hai să facem o tulpină și pentru floricica de aici. Alegem Fit Point Spline. Pornim din centrul ăsta. Bifăm. Offset. Ar trebui să facem offset-ul de la început. Adică la sfârșit. Și lua întregul. Ok. Și acum avem și tulpina florilor. Da. Ok. Cât de cât soarta. Uite aici nu a ieșit chiar frumos. De ce? Pentru că a luat Hai să dăm totuși un undo. Să vedem de ce a făcut asta. Noi vrem să facem offset pe această linie. A, scutem chain selection. Chain selection înseamnă că alege tot ce întâlnește în drum. Și de aceea a ales-o și pe asta și a făcut offset-ul destul de aiurea în cazul nostru. Bun. Facem un milimetru aici. Minus 1 aici. Și acum arată cât de cât ok. Eventual mai facem o linie
Aici să închidem această geometrie. Bun, parcă mai arată floare. Hai să vedem dacă putem să facem un extrude aici. Adică să decupăm aceste flori. Alegem extrude și nebunim dacă alegem toate astea. Le-am selectat pe toate. Care era grosimea? Nu mai știm care este grosimea acestui capac, dar putem să-i dăm distanța to object și să decupeze totul până. Hai să ascundem corpul principal. Dăm click pe ochiul ăsta. Așa. Ce faci, domnule? Încă o dată. Ah, are un mic delay. Ok. Și acum vrem să facem acest extrude to object. Alegem objectul, această față. Ok. Și uite cum am decupat noi frumos aceste flori. Chiar frumos. Bun. Oameni buni, aici jos avem un timeline, o istorie a întregii noastre activități per fiecare component. Dacă eu aleg corpul cutiei, de data asta, o fac și vizibilă. Aici vedem toți pașii noștri. Prima oară am făcut schița de jos. Dacă dăm right click pe ea și dăm Edit Sketch, putem să redefinim chiar acum schița și toate celelalte lucruri se vor defini în consecință. Dacă nu ne-a plăcut cât de înaltă este cutia, mergem aici la Extrude, dăm Edit Feature și zicem, băi, nu vreau 70 de mm, vreau să fie 50 de mm. Și ia uite cum face cutia mai mică. Deci asta este timeline, da? Putem să mergem înapoi în timp sau în prezent, în cazul în care vrem să facem niște modificări, da? Acum, mergem la capacul nostru și noi vrem să repetăm aceste ultime două evenimente, să nu mai muncim să facem atâtea flori, să le reflectăm cumva. Și atunci vom merge la Create Mirror, ca în schiță, și ne întreabă ce anume repetăm. Aici putem să repetăm componente, corpuri, dar noi vom alege Features. Features sunt aceste evenimente din istoria noastră. Așa că vom alege acest extrude. Și mirror plane-ul, vedem față de ce plan facem oglindirea. Hai să blochez un pic corpul cutiei și alegem planul ăsta. Și uite ce se întâmplă. Ne va reflecta acest feature, această extrusion față de planul ăsta și o să apară fix aici. Uite ce frumos. Mai departe, vrem să facem din nou acest mirror. Și ce vrem să oglindim? De data asta pe amândouă. Le alegem pe amândouă. Și alegem mirror plane-ul și le oglindim față de planul acesta. Dăm OK. Gândește și oameni buni, iată ce floare avem și ce cutie avem. Așa ceva nu s-a mai văzut. Dacă alegem assembly-ul principal, deja avem o cutie foarte faină. Este gata. Putem, dacă vrem, să-i mai facem niște fillet la toată marginea de sus, facem 2 mm, să fie și mai finuță.
cine știe, putem să facem file și la toate chestiile astea, dar nu e cazul acum. Bun. Oameni buni, cam ăsta este obiectul nostru principal, format din corp și capac. Se poate printa 3D, se poate da la CNC, capacul. Voi știți mai departe ce faceți cu el. Nu o să mai lungesc toată treaba cu texturile de lemn, încă deja a durat foarte mult, dar sper să fie util. Dacă mai e nevoie de ceva, scrieți și rezolvăm.